În clipul de astăzi, prietenii mei vor reacționa la noua mea mașină. Rămâneți până la final să le vedeți reacțiile tuturor, pentru că au fost priceless. Jură-te că e 5-3-5. Jur. Abonați-vă canalului, pentru că la 200.000 o să dau drumul la un giveaway super mare pe Instagram, așa că lăsați un follow și acolo. Neapărat apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce fac. Hai să vedem reacția youtuberilor. Bun. Asta e mașina? Da, ce părere ai? Ce an e? 2005. What the fuck, o făceam în 2005? Da. Și cauciucurile același an? Cred că da, tu nu le-ai schimbat, da. Păi, sincer, când eram mai mic, eram foarte hater pe mașina asta, că mi se părea că arată ca dracu. Adică mi se părea că arată mai bine seria 3 decât seria 5-ul ăsta. Cred că ce mă enerva pe mine la ea era forma farelor, că era așa prea rotundă. N-aveam cum să-l ratăm pe fratele Gami în toată chestia asta cu mașinile, pentru că, până la urmă, și Gami are un gust la mașini, Gami se pricepe la mașini și cred că o să avem o părere relativ validă de la el. Hai să-i ciocănim și noi la ușă. Ia să vă bolidu. Cum e, îți place? Nu asta, mă. Cum e, îți place? Bă, vezi că arată bine, are bară M ceva, nu? Are pachet M de fabrică. Vezi că e bombă, ce bani. Un 2.0 diesel frumos. Oh, wow. Oh, wow. Nu gen pe bune? Da. Oh, wow. Wow. Ce? Ăsta e E90? E60. E60, mă, prost eu. De ce BMW? Că îmi place rău de tot senzația de BMW, tracțiune spate. Am vrut ceva mult mai diferit față de Passatul pe care l-aveam. Oh, mai ieftin sau mai scump ca Passatul tău? Mai scump? Mamă, nu-i de bine dacă m-ai întrebat asta. Păi nu, dar aia zic, eu nu mai știu prețurile la astea. Hai, mă, Sica, vino încoa. Păi și care? Care crezi tu că e? E pe locul nostru de parcare, asta e. Asta e a ta? Da. Eu am parcat un vouă aici, ești nebun la cap. De asta n-ai parcat tu aici? Eu am parcat la Lidl de aia, nu știu că e a ta. What the fuck? N-aveam cum să nu-l chem și pe David să vadă mașina, dacă tot e aici în Cosmopolis la noi. Cumva ești David Ioan, băiatul care a scos piesa Eden. Salut, salut, da, eu sunt. Ce tare ești? Da, hai să facem repede un outfit check. Short Calvin Klein. Nu termin. Nu știu care din asta e. Cred că poți să-mi dai seama care e. Bă, cred că poți să-mi dai seama că cam e singura parcat așa. Bă, îți vreau reacția 100% sinceră, nu pentru vlog, gen, nu da. Facem entuziasmul la fals. Sincer, nu mi se pare că am bătrânit așa bine designul. Știi care a fost toată faza revoluționară când au apărut farurile alea? E cum au apărut acum triarul și pătrarul noi, cu grila, cu așa. Exact așa a fost și la mașina asta, doar că au rămas mulți hateri. Păi da, da, dar și care e diferența? Farurile astea au apărut doar pe mașina asta, că pe următoarea n-au mai fost. Da. De asta e lumea hater pe mașina asta, că faci o chestie care nu rămâne în timp, din moment ce și ei au schimbat-o. Pe de ăsta pe spate avem. Bun loc, eu m-am plimbat cu ea aseară. Da, tu are știi. Masaj în scaun. Are scaune de șeptar. Noi 2000 diesel, 3000 biturbo. Oricum Chitu s-a dat cu ea. Bă, Chitu, ți-e-ți place mașina? Face 100 în 6 secunde. Nu cred. Da. Dar face în 5. Da, 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 da. Nu, e 535. Da. Ce mă? Da, e 535. E 535 de? Da. Vrei să te dai? Jură-te că e 535. Jur. Hai să dăm o tură de bloc. Are motor de 3000 cu două turbine? Da. Cum dracu să nu meargă în p***a mea că e 535 cu două turbine? Păi asta are în momentul de față undeva la 240 de cai. 272. 270. Are soft? Nu, doar evacuarea e făcută. Ah, ok, că știu că alea modelul un pic mai nou ca asta e, are undeva la 286. Deci de-aia întrebam. Wow. Vrei să conduci? Da, normal. Bă, e frumoasă rău de tot. Ai trapă, vere. Nu cred că e a ta. Gata, frate, intră, te rog. De ce nu mi-ai zis de vere că ții mașină aici handicapat? Eu am vrut să fie o surpriză. Nu zic că e electric scaunul. E electric scaunul și stânga și dreapta. Nu pot să cred. Scaune cu memorie, fii atent, încălzire, răcire, machiaj. Sunt scaune de șeptar. Nu machiaj, masaj. Sunt scaune de șeptar. Bă, ce a trecut robica meu de la Passat la BMW, nebun. Nu sunt genul de car guy. Ce zic? Bă, dar e frumos. Foarte frumos. BMW-urile astea mai vechiuțe, gen, nu pot să zic vechi, vechi, că nu vorbesc de B90-urile alea sau cum sunt pisicile, gen. Bă, dar e frumos. Mi-e place rău de tot fundul ei. Da. Ia, cum e înăuntru? Scaune de șeptar. Scaune de șeptar? Asta nu e de fabrică. Dâra asta pe mijloc, nu cred. Nu? Nu cred. Înseamnă că e însămsărită mașina. Ce faci? Asta se ridică, îți văd ce e înăuntru. Ai, ce telefonul? N-are telefon. Știți, curios? Mm. Are cap holdere? Pe față nu. Asta e cea mai nașpa chestie. N-aveam unde să-mi pun sucul. Da, l-am aruncat. Pe lucra înainte la suc la doză. Și l-am numai la sticlă, cred că de aia. Da. Poate aia așa în laterală. Asta e mamă, ce prost, mi se pare că vine asta așa pe laterală, așa în sus. Eu n-am știut. Asta așa în jos. Da, eu n-am știut cum se deschide geamul. E prima dată am apăsat pe el. Te-a scaunul în brațe, frumos. Mamă, vezi că e talent. Stai că-ți pornește fratele tău masajul și ventilația, că probabil ți-e cald. Mamă, și mie. Vezi că e talent. Trapa pe spate. Bine. Bă, dar cum fac la scaun aici? Ia, yeah. E electric. Ah. Vezi că nu era deloc. Ți-ai luat-o tu acum, o conduci tu? Da.
Sistemele nu știu să-i le scot, că mi-e frică să le scot. Nu, o să mori. Nu-i le scoate, că o să mori. Ce, mă? Scaune de șeptar. Ce, mă? Masaj, încălzire, răcire. Stai, că acum văd. Mamă, încălzire, răcire. Oh, wow, acum am înțeles de ce e atâta. Stai, scaunele electrice? Da. Uite, la mine a fost aparența. Eu am crezut că este mult mai ieftine, că cine știe, am crezut că e... Mai scârție, e veche. Am crezut că e un E60-2000, 1.6 sau 1.8. Nu că e 535 diesel. Adică stai că aici s-a schimbat toată șmecheria. Știi ce BMW e, nu? 3.5. E60, motor de 3.000. Nu, nu le știu. 3.000? Fii atent, uite, ia camera și du-te la evacuat. Bă, bravo, mă, veri, din coadă, dau mâna. Eu vezi rău. Bă, nu mai așteptam în viața mea să fie. Eu cred că a parcat chiar un bou și voiam să-l la bigie, să-l bagi roate. Bă, mine mă dădea afară. Cât de mare e motorul? Cum se aude? Câți kilometri are? 343.000. N-arată, e schimbat interiorul, e 100%. Da, la asta m-am gândit și eu. E foarte bine întreținută. Mamă, da, scaunele sunt fix cum aveam eu pe șeptar. Tare mașina. Mama are și trapă. E bine pe trapă, se deschide, nu? Da. E bine toată mașina. Fii atent, stai așa că tu n-ai văzut partea cea mai tare pentru care am luat mașina asta. Vezi beju? Vezi fundul? E pusă. A, ah, e diesel. E bună, nu e rea. Bine, mai scârție e așa. Să mai bagi niște bani gen în ea. O faci nouă, dar... Da, are sisteme, da? Bă, nu e rea mașina, într-adevăr, are toți kilometri de pe lume. Adică a mers până pe lună și înapoi de două ori. Dar ea așa nu e rea. Adică dacă îi pui un CarPlay, îi schimbi volanul. Poți să-i pun CarPlay? Normal că poți să-i pui CarPlay. Top! Trimurile astea, ok, merg. Și niște lichidă direcție, dar în rest... Ne ținem după domnul cu Porsche Taycan. Ce bine te ții, Avram. Da. Vezi că merge asta. Nu mă așteptam să fie 535. Eu când am văzut-o, da, tu așteptai să ajung în spate? Da. Haide, mă, asta. E periculos. Vreau să-i fac stage, vreau să-i pun colant, vreau să... Nu știu dacă să-i pun perne. Bă, nu știu. Dacă se merită, dacă nu se merită. Mamă! Haide, mă, asta. O, bă, că se ia lumea de tine că îi dai cultă. Nu, 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 da. Ăștia de pe clip conturez rece. Are motor de 3000 diesel. 3.0. Cât ai? 270. Vrei să dau motora? Pe aici de bun, da. E mega dotată mașina, fii atent. Interiorul ăsta frumos ca unul de șeptar. A, uite o chestie. Ai de la de Bluetooth, le simțit. Bă, ce fugere simțită. Dar tu, tu te vezi? Nu trebuie să mă văd eu, trebuie să te vezi tu. Vezi că n-am centura, prostele. Ia, dă-i să văd. O, cred că o să fie cine știe ce, că e diesel, da? Hai să vedem. Dă-i. Are Max House. Are ceva boxă, nu știu dacă e Max House, dar are, nu? Să mor tu? What the fuck, se aude foarte fake. N-are boxă, n-are nimic. Dă fum pe amândouă. Da, mă, dar se aude, zici că e boxă. Nu știu, asta aflăm pe vlogul următor. Se ține bine din punctul ăsta de vedere la volan așa. Mi se pare că e chiar tare mașină. Îmi place cum are alea pe spate, nu-mi place că e diesel. Adică dacă era benzină... Da, mă, da, știu. Era top. Tu așa vezi că e talent. Deci zic că dacă mai bagi 1000 în ea, e top. Bă, te-ai condus-o, nu? Bă, 535D, asta eu n-am înțeles. Eu când am văzut, am nebunit. 540D. Da, de bombă ești, în pila cap, vă pup. Bă, dar e tare rău de tot, nu știu, mie îmi place. Nu ne mai plimbăm cu pasatul meu, ne plimbăm cu a ta. Da, azi ne plimbăm. Agătăm și noi, aaa, nu, te iubesc. Eu agăț. Bă, ce te bag în scaun. Bă, ești nebun. Bă, ești tare rău. Niciuna. Înainte eram Audi type guy, știi ce zic? Pentru că mereu asociam BMW-ul cu bombardieri. Exact asta am zis și eu pe clip. Aia zic. Chiar mereu asociam așa și mi se lua foarte tare cheful și nu voiam. Dar aparent cu BMW-ul chiar combin foarte multe tipe. Și mă gândesc că poate cum n-am nicio femeie acasă, poate combin și eu o tipă ca în BMW, gen. Da, l-am de ieri. Deja mi-am făcut iubită, nu știu când soară pe YouTube. Nu te cred. Pe dacă are BMW. Asta e nașpa. Și asta mi-l arunc. Pot să fac catapultă. Dacă nu mă uitam bine, nu te-am gen... Oaie, dar te omoară. A, n-a aruncat așa departe. Cred că dacă o pune aici... Dar pare că sare din ăsta, adică e posibil... Da, eu cred că are ceva arăcăruț. Da, așa mai face, nu știu, câteodată nu se închide. Stai! O să te las pe tine să o închizi.
A mers. Vreau să-i fac mai multe modificări, vreau să-i pun colan, vreau să-i pun faruri noi, vreau să-i pun jante, vreau să-i pun perne, vreau să o fac. Mai întâi repar-o și după aia. Bine, da, ai dreptate. Adică întâi fă o să meargă. Pune-i cameră, pune-i senzori. Senzori are. Chiar e top, ce ai? Mă bucur că-ți place Gamuel. Top. Nu știu cum se încuie. Stai. Gata. Da. Bine, nu, mai scârție un pic, mai bagi câțiva bănuți în ea, dar e ok, gen. Îți dai seama în 2005 să ai așa mașină și să meargă atât de tare? Ce părere ai? Mi-e place rău, pe asta nu era niciodată. Unde ai luat-o? Pitești. N-am ieșit din mașina asta, îmi place rău. Deci justifică într-un fel prețul, știi? Da. Șmecheră. Îmi place. Îmi place. Are motor foarte fain. La prima vedere ți-am zis, înșeală foarte mult, dar nu. Au alt lucru care nu-mi place, bă, nici stopurile astea, bă, nu-mi place forma asta cum vine. E așa prea rotunjită, mi se pare. Uite, da, acum sunt drepte toate. Până și ăsta nu e așa rotunjit, gen... Asta e far de tipar și asta e far de mână. Într-un fel e șmecher că, de fapt nu, asta e fix mașina anilor 2000, că toate mașinile din anii 2000 erau așa foarte rotunjite. Băi, și tu ai farul rotund de PG. Uite, dar sunt perfecte. Da, gen, da, sunt da, perfect da, da. Rotunde. Astea sunt... rotunjite. Băi, e foarte frumoasă asta, stăpâne, sănătos. Îți place? O să ne vedem la evenimente și o să te las pe tine să cumpăr dacă vrei să aduci. Adevărat? Băi, e mai tare cu unul nou, sincer, dar merge, mă, ce-s.